Gata, s-a trezit ca Samira asta, probabil că va veni Mihai și Hatige și din acest motiv i-au trezit un pic mai devreme. Așadar, ce să zic, întâlnire? Au plecat dimineața la șapte și au venit a doua zi, aproape seara. Nu ca alții, câte două ore. Eu mă gândesc că, spre exemplu, Andrei săracu nici n-a avut date înainte, a început petrecerea la 10 și s-a întors în casa mireasa la 11 dimineața, adică pe bune Andrei cred că a ajuns la hotel undeva la 12, nu e tocmai ok. Antonio și Maria la fel au fost dimineața la date, au venit în live să dea explicații și apoi au plecat seara la 10, 9. No. Nu e tocmai, adică nu e tocmai fer, dar se poate. Cred că ar fi trebuit măcar lui Andrei și Simonei, Mariei și Antonio să le mai ofere, nu știu, un date pe lângă ceva, ca să fie cumva echidistantă treaba, dacă e să fie. La Antonia, am înțeles, i-au luat prin surprindere, de asta nu înseamnă că n-ar fi putut cumva să gestioneze lucrurile încât să nu-i mai întoarcă și în casă, să-i aducă înapoi și tot așa. În fine. Toată casa s-a trezit, cu siguranță vom vedea ce zi avem astăzi, o duminică minunată!